Bine v-am găsit la un episod din seria noastră de FIFA. Aici cariera cu Manchester United, în care am preluat echipa Manchester United de la domnul Erik Ten Hag. Data trecută n-am avut cel mai fericit rezultat, dacă nu mă înșel a fost și primul nostru match, altul n-am mai fost. Am pierdut în primul match al ligii împotriva lui Wolverhampton, 1-0, am pierdut dacă mă înșel pentru ultimele minute, ceea ce a fost de tot căcatul, dar... Acum ne-am pregătit și am pus și niște jucători noi pe lista de transferuri. Am adăugat aici doi fundași centrali, la care o să ne vină scoutul în vreo 8 zile. Avem aici pe Calvin Phillips, la care și lui trebuie să ne vină scoutul, pe Frankie de Jong. Am zis că poate îl repatriem pe Gittens. Apoi avem aici pe Royce, care o să fie, cred că o să fie în ultimele 6 luni de contract și o să-l putem lua gratis. M-am uitat aici și de alți jucători englezi sau care joacă în Anglia. Și mulți alți jucători, precum Osimhen, Ruben Neves, Milinkovic Savic. Dar, momentan, pentru acest episod, vom încerca să luăm pe Michael Olise. O să oferim o sumă de transfer de 40 de milioane, având în vedere că totuși e vorba de Anglia aici. Și poate scăpăm așa ieftin. Îl vor pe Dalot, acceptăm și 24 de milioane. Nu vreau să-l mai văd pe Dalot, l-am pus și pe lista de transferuri. Hai să mergem să negociem cu Michael. Și o să-i dăm 50 de mii salar. Și 1 milion la semnătură, să nu zică că ne bate în joc de el, dă-i 1 milion la semnătură. Uite, vrea 370.000 la 5 apariții. Și am efectuat încă un transfer, băieți, aici așa frumos, pac. Michael Olise. Mamă, o să sară tot în comentarii pe mine dacă am pronunțat numele ăsta greșit. Nici n-am idee cum e, Olise. Aș mai aduce un mijlocaș, dar hai să vedem astea după meciul cu Tottenham, în care poate îl vom vedea pe Radu Drăgușin. Hai băieți, hai că se poate. Și a început meciul. Având în vedere ce s-a întâmplat în ultimul meci, cred că Mason Mount este sub observație. Stați că să ne uităm, să fim atenți la el și la ce face el, că ultimul meci nu mi-a prea plăcut, adică a recuperat 2-3 mingi, el a început cu noi, dar totuși trebuie să facă diferența, că de-aia a fost adus. Ia uite aici ce face Rashford. Ok, wow, ce gol a dat Son. Ce gol am luat! Son marchează împotriva lui Manchester United la ei acasă în minutul 9. Iar luăm goluri multe. A, bravo Varane. Avem fundașii centrali destul de prezenți la fiecare meci. A fost și am văzut și în turneul de pregătire. Nu pot să cred, Luke Shaw. Cu atâta experiență. Nu pot să cred ce tocmai a făcut. Penesional gol. Nu se poate așa ceva, bă, fiecare meci. Hai, Brunito! Hai, mă, ce-a fost cu pasa asta? Nu suntem în stare să legăm două pase. Mamă, ce-a plecat Di Lorenzo cu Sania, s-a dus. Ronaldo, apără una. Eu zic că putem întoarce, băieți. Eu zic că nu e un rezultat la care s-a închis meciul. Că s-a înciocat de din picioare. Noroc cu Varane. ...3-0 înainte de pauză, bă, ce cu meciul ăsta? Și Casemiro mai face încă un penalti, bă! Deci meciul ăsta e groaznic. Gol național. Intrăm la pauză, conduci 4-0, băieți, 4-0. Dar vom face aici o manevră, ia să vedem. Ok, băieți, am schimbat formația la pauză, să o jucăm așa. Un 3-5-2 și am băgat și pe Garnacho și Anthony. Să vedem, poate așa mai recuperăm. Eu chiar cred în acest meci și cred că se poate face ceva frumos. Și am pierdut, băieți, 5-0. Am pierdut derby-ul cu Tottenham 5-0. Așa ceva nu e acceptabil absolut deloc, nu la această echipă, cel puțin. Băieți, tocmai... Intrăm în negocieri cu Barcelona pentru Frankie de Jong. Ne trebuie neapărat un mijlocaș pe poziția aceea. La mijloc suntem morți. Așa că încercăm să-l aducem pe Frankie de Jong aici la echipă. Poate acum cu noua antrenor o să-i placă. Acceptăm clauza de reziliere de 266 de milioane și îl semnăm, băieți, pe Frankie de Jong. Vine aici la Manchester United, un transfer foarte vorbit până acum. Vine în momentul de față aici la echipă. De aici cum semnează. Uitați-ne pe noi acolo cum îl așteptăm. Ia uite ce mândri ne uităm la el așa. Ia uite cum acolo cum aleargă, cum își face vizita medicală. Asta-i secundul nostru, dar seamănă cu Xavi. Frankie de Jong a venit aici la loc și va juca 100% în locul lui Mason Mount. Și ne-ar mai trebui un fundaș central. Acum o să vină scout imediat la
la Malik Thiaw sau la Kalulu, fiindcă la ei doi, spre ei doi m-am orientat. Și cred că o să-l aducem și pe Calvin Phillips. V-am zis că ne mai trebuie un CDM, nu vreau să joc cu Amrabat, nu-mi place deloc. Așa că încercăm să facem un schimb cu Scott McTominay, nu vrea. Hai vedem dacă putem să-l aducem pentru 20 de milioane? E ok, da. Să mergem acum să zboare Mason, din păcate, de aici din echipă. O scoatem pe Amrabat și intră Frankie de Jong, băieți. Ar trebui să ne ajute acolo la posesie și toate cele. Aici o să vreau să intre Ulise. Momentan ăsta o să fie modul în care o să jucăm. Opa, hai că ne-a venit și scout. Uite, avem ofertă pentru McTominay. Eu zic să-l dăm pe liber. Să plece că serviciile lui nu sunt necesare. Și hai să vedem aici, Kalulu, 26 de milioane și Thiaw, cât e 22. Și care e diferența asta? Are weak foot mai mare. Băi, cred că mergem noi pe Kalulu. O să luăm pe Kalulu. Avem nevoie cineva să blocheze acolo, să închidă. Că poate o să trecem într-o formație cu 3 fundași. Avem dacă vor cu 30 de milioane, hai vedem cu 35 de milioane. Și avem aici că Calvin Phillips a acceptat să vină la noi, am negociat la salar cu el. A venit aici, uitați frumos, pac. Pentru 20 de milioane de la Manchester City, oricum acolo nu juca. Nici la noi nu va juca prea mult, dar o să fie aici. Și a venit și Kalulu pentru un salar de 70.000 de euro pe săptămână. Eu sper că aceste transferuri să ne ajute, deși în continuare țin și mă uit pentru încă un atacant, fiindcă nu-i bine ce se întâmplă acolo cu Hoylund, e foarte greu acolo să facem diferența. Bun, avem aici o echipă destul de ofensivă, zic eu. Eu zic că s-ar putea ca aceste transferuri chiar să facă diferența. Iar cu Nottingham Forest chiar vreau să debuteze. Vreau să fie un match în care o să dăm multe goluri, așa că o să mă mut pe formație în 3 fundași. Și atunci o să iasă Luke Shaw și intră Kalulu. Di Lorenzo o să iasă și o să intre Anthony. Și cred că așa o să și jucăm. Și a început meciul, băieți, meciul în care debutează Michael Olise și debutează și Kalulu. Ia uitați aici la prima lui atingere deja. Un meci în care jucăm în 3 fundași. Un meci în care eu sper că o să marcăm multe goluri. Oh, Lisandro Martinez, bravo. Hai, Brunito. Pentru Rashford. Și gol Rashford, băieți. Băieți, cred că descoperim o nouă latură a acestei echipe. O latură în care cred că ar trebui să jucăm mai des în 3 funde. Așa acolo Rashford cu celebrarea. Un gol frumos, dar nu trebuie să ne culcăm pe ureche, că meciul e lung și am mai pierdut noi de la 1-0. Anthony Elanga la balon, fostul nostru jucător, care două centrale destul de bună și Onana acolo ne scoate. Vedeți, s-a accentat și Santos, jucătorul celor de la Chelsea, care e împrumutat la Nottingham. Adică trebuie noi să dăm mingea asta. Au foarte multe șuturi pe poartă, nu blocăm nimic. Hoylund, prea lent Hoylund, nu e acolo pe fază. Cred că băieții o să mai vindem 2 jucători măcar. Și cred că o să-l abordăm și pe Victor Osimhen, fiindcă cred că este timpul lui să apară la Manchester United. Oricum am văzut că după ultimele... Ce gol luăm, uitați și voi ce gol luăm. Uite că nu-i nimeni acolo. Nu-i nimeni. Nimeni nu-l ținea. Am văzut că cei de la Napoli au făcut acolo o prostie pe TikTok-ul lor, în care l-au luat la mișto pe Osimhen. Așa că cred că o să-l sunăm să-l asigurăm că aici la echipă nu se va întâmpla niciodată așa ceva și că o să fie respectat. Hoylund, din păcate, nu este, momentan nu este la nivelul care trebuie să fie. Nu la nivelul de Premier League. Michael Olise cu un șut, da. Bine a vrut. Momentan cei care debutează în acest meci, uite, am uitat să zic de Frankie de Jong că și el debutează, cei care debutează în acest meci o fac destul de bine. Mai nasolii la cei care sunt deja de câțiva ani la echipă. Că văd că nu vor să facă diferența. Bravo, Kalulu. Hai, Anthony, că nu n-ai jucat deloc tot meciul. Acolo Rashford cu un șut. Un șut slab totuși, un șut blocat foarte ușor. Varane acolo impunător, dar nu destul de impunător. Hudson-Odoi, fostul jucător a celor de la Chelsea. Ce-a făcut Nottingham Forest echipă? Kalulu. Apăr Onana. Vai, ce am crezut că eu înapoi Kalulu. Te-a fost staff. Ah, gata, e pauză. Cred că a fost și Hens și de-aia o plăie. Trebuie să schimbăm ceva iară. Ceva nu-i bine, nu-mi place. Hoylu nu joacă bine și n-are rost să-l ține mai mult decât e necesar. Hai să-l trecem pe Anthony Vârf. Nu, hai să-l trecem pe Anthony și în locul lui Casemiro să intre Calvin Phillips. Să vedem cum joacă noul jucător adus de la Manchester City pentru 20 de milioane. Calvin, dacă își face treaba acolo la mijloc ca și închizător. Trebuie anul ăsta să ne axăm din nou pe cupă și eventual pe Champions League, fiindcă
În Premier League nu știu ce, nu știu dacă o să putem face ceva. Sunt foarte multe echipe și foarte multe meciuri. Și e foarte greu să câștigi absolut pe fiecare. Nu suntem în Manchester City. Ce gol primim din nou. Aceeași situație. Nimeni nu stă pe el, absolut nimeni. Anthony pentru Olise. Olise pentru Anthony. Pasă de gol Michael Olise la debut în Premier League pentru United. Și Anthony gol, foarte frumos aici din fentă. Frumos, zici că e un fel de Dembele. Vă jur, e un fel de Dembele. Are exact aceeași, parcă același fizic, parcă aceleași fente, aceleași plecări de pe loc. Dă drumul repede la minge, nu stă cu mingea, nu pierde timp. Uite, Brunito nu e în stare să dea o pasă de 2 metri. Bruno Fernandes ar trebui să fie mai decisiv, având în vedere că totuși e fostul capitan și a fost adus într-o sumă măricică de bani. Varan, acolo cu alunecare, total la minge. Rashford schimbă partea pentru Michael. Acolo și-o face în interior și-o pasează exact la timp pentru Anthony. Anthony care gafează, tipic lui. Aparent comentatorul a zis că nu se mai vorbească urât pe stadion. Cred că iar au băieții gura mare. Frenkie de Jong, băieți! Frenkie de Jong acolo și Rashford cu pasa, bravo! Bravo, băieți! Bravo, Frenkie! Primul gol al lui Frenkie de Jong în tricoul lui Manchester United. Acolo se bucură cu Michael Olise, dar Michael Olise din păcate o să iasă. Din păcate pentru el cel puțin, o să facă schimb cu Sancho. O să iasă și Brunito și o să intre Mason. Bucură acolo băieții, mai schimbăm să mai joace și ceilalți, să nu zică că nu primesc minute. Frenkie de Jong s-ar putea ca tocmai să fi marcat golul câștigător. Hai pentru Rashford, pasă. Pasă bună pentru Rashford. Pentru Frenkie, ah, bine a vrut pentru Garnacho. Am acolo un cartonaș galben pentru Rafa Varan. Hai să ne apărăm, nu mai gafați. Bravo, Calvin Phillips. Varan. Ok, hai că l-a blocat bine. Și câștigăm, băieți, câștigăm prin golul lui Frenkie de Jong. În sfârșit câștigăm un meci. Eu zic să mergem frumos la interviu și să spunem ce părere avem despre acest meci. Bună seara. Doar două întrebări, vă rog. Atâta, doar două întrebări. Spuneți. Bună seara. Ce părere aveți despre meciul de astăzi? Cum se mi se pare? Ăsta nu e deloc un meci care să fie difuzat pe Digisport 2. Mi s-a părut un derby, mi s-a părut un meci în care s-a jucat fotbal mai mult decât ce s-a jucat pe celelalte canale, pe Digi1 și Digi3. Da, na. Asta e, ce să facem, așa suntem noi, așa suntem noi apreciați. Așa suntem văzuți, continuăm să mergem înainte. A doua întrebare, vreau. Cum vi se par noi jucători aduși? Să mi se pară, toți trei au făcut diferența, în special Frenkie de Jong, s-a și văzut, totuși vine și el la Barcelona, a fost acolo, era capitan, unul dintre cei patru capitani. A făcut diferența, a făcut tot ce trebuia să facă pe scurt. Vă mulțumim, o seară plăcută. Ok, vă mulțumesc, o seară plăcută. A plecat și Scott McTominay. S-a dus parcă pentru 17 milioane, dacă ți-mi minte, da, 17 milioane 600. S-a dus la Wolfsburg să fie sănătos acolo în Germania, poate acolo se va impune și cine știe, poate într-o zi va reveni la echipă. Ok, băieți, avem un meci cu Arsenal aici frumos, ia să vedem noi care o să fie echipa de start, fiindcă iar vreau să schimb ceva. O să schimbăm un pic formația. În acest meci o să joace Calvin Phillips titular, De Jong în fața închizătorilor, Rashford stânga, Michael Olise dreapta și Højlund vârf. Cred că asta o să fie cea mai bună formație în momentul de față pentru echipa noastră și eu zic că s-ar putea să facă diferența. Vedem aici cum începe meciul, băieți. Ne apropie Saka, De Jong. Intrăm pe stadion cu o ambianță extraordinară. Uite acolo ce grafic au ei cu Thierry Henry. Și începe meciul, băieți. Un meci în care eu zic că am fi foarte câștigați și cu un egal. Dar scopul meu și golul meu pentru acest meci e să nu luăm gol. Deci probabil e primul vizat cu o schimbare în 60. Indiferent de cum joacă. Bravo acolo, Nana. Bravo. Ăla-i Michael Olise, hai.
Arată de cine stare. Nu reușește acolo. Bravo. Oh, offside? E offside. Ok, foarte aproape, foarte aproape. Mi-a plăcut ce tocmai am văzut acolo. Joga bonito. Onana acolo, bravo. Michael Olise îmi place că face și faza defensivă față. Mamă, Casemiro, nu ai voie să greșești acolo. Nu ai voie să greșești. Noroc cu Rafa Varan. Michael Olise, scapă, scapă, nu scapă. Și până mă băieți, chiar am avut un meci super bun. Sper doar să nu luăm gol. Ar fi foarte nedrept. Oh, Doamne, Onana acolo, ce face Jesus cu noi. Hai să facem niște schimbări, gata. O să iasă Casemiro. Nu, coboară Frankie. Să facem așa, îl punem pe mijlocaș. Și iasă și intră Brunito. Îl trecem mai ofensiv. Iasă Olise și intră. Hai, Garnacho. Hai că am încredere în tine, Garnacho. Dacă nu face ce trebuie, îl omor. Nu mai prinde niciun meci sezonul ăsta. Ne-am lăsat și pe partea mai ușoară. Să n-aibă ce să zică. Brunito acolo pleacă, Frenkie îl vede. Hai, Brunito. Și Garnacho o face iar lată. Nu știu, zici că are emoții sezonul ăsta, măcar recuperează acolo mingea. Aoleu, scapă Saka. Luke Shaw acolo. E topor, e faul, nu e faul. Ia uite, în ce poziție a ajuns Frenkie de Jong, foarte ofensiv. Pas acolo pentru Brunito. Gol! Băieți, gol! Bruno Fernandes în minutul 81, gol! Da, Bruno Fernandes, am zis că e Anthony. Asta e ce vreau să văd de la echipă. Ia uite cum s-a uitat Frenkie de Jong de 7 ore înainte să dea. Nu iasă Frenkie, nu mă interesează, nu iasă. Să nu luăm acum gol că mai facem noi de astea. Eram sigur că trebuie să se întâmple așa ceva. Păi și chiar meritam. Meciul ăsta chiar meritam să câștigăm. Rashford. Anthony, de ce? De ce dai forfecă de acolo? Niciun interviu, nici nu facem interviu acum. Dă-i încolo, nu mai face niciun interviu, sunt prea supărat. Deși am avut, băieți, un meci ok, un meci în care am făcut totuși egal, deși ne-am descurcat, n-am de ce să vă mint, ne-am descurcat, mi-a plăcut ce am văzut. Eu zic că anumiți jucători merită mai mult decât au primit la această echipă, așa că Olise o să primească un nou număr pe tricou, adică numărul 11, stai să dăm și la Hoylund numărul 9, așa. Iar Frenkie de Jong, eu sper să nu creeze mare vâlvă în vestiar, va primi numărul lui Anthony, 21. Și atunci la Anthony o să-i dăm noi altceva. Stai să vedem. O să-i dăm 7-le lui Mason Mount, care oricum nu joacă absolut nimic. Nimic, băieți, nu joacă. Iar Calvin Phillips a primit numărul 5. Momentan, băieți, cam atât a fost și cu acest episod. În episodul următor vom debuta în Champions League contra lui Bayern, dacă nu mă înșel, dacă am văzut bine. Două secunde să ne uităm pe calendar. Contra lui Bayern München, am picat în grupă cu ei, eu zic că o să ne descurcăm, dar până atunci avem și meciul cu Brighton. Așa că nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați acolo pe butonul de like și de subscribe. Eu am fost Darmi, ne auzim!